Dragii mei spune Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, la capitolul 4 și versetul 7, vis-a-vis -vis de cântarea pe care am cântat-o împreună cu grupul și le mulțumesc că s-au pus la dispoziția Domnului și pentru seara aceasta. Filipeni 3 cu 7, 4 cu 7. Și pacea lui Dumnezeu, și acum vă rog ascultați, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile, adică vă va ține într-un echilibru perfect. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus Și noi spunem amin. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Vreau să știți că David, după ce a făcut ceea ce descrie în Psalmul 32, a primit o pace care întrece orice pricepere. Până la momentul acesta a fost frământare multă, agitație multă, o să ne uităm la sal și încercăm să-l analizăm și să extragem din el câteva învățături foarte importante uh, pentru noi, pentru umblarea noastră cu Domnul, pentru dezvoltarea credinței a noastre cu Domnul. Dar aș putea spune că au fost două momente, momentul inițial, fără pace, și momentul de după momentul inițial, în pacea a fost aceea care a cuprins inima lui, mintea lui și toate lucrurile au intrat într-o dimensiune și o funcționalitate așa cum trebuie să fie într-o relație a credinciosului cu Dumnezeu. Frați și surori, am predicat din psalmul 30 înaintea noastră, din psalmul 31, am ajuns la psalmul 32. Dacă am făcut o legătură între psalmul 30 și 31, vreau să vă spun că. Aș putea face și o legătură între 30, 31 și 32, dar e total diferit. Salmul 32 abordează un text și un subiect, de fapt, o situație cu totul diferită. Dacă vă aduceți aminte, în Salmul 30, când i-am uitat la el, m am spus că David trecea prin probleme datorită faptului că el și le-a creat. Și menționează acolo toate lucrurile. În Salmul 31 nu mai sunt probleme pe care el și le-a creat sunt probleme pe care alții îi le făceau și de aceea vine din nou înaintea lui Dumnezeu în dorința de a primi din partea Domnului Sprijin. Ei, Salmul 32 are un alt subiect, o altă tematică. Și aș vrea să ne uităm în această, după masă în această seară și să-l analizăm în minutele care le avem la dispoziție, iar apoi vom încheia și cu o rugăciune cu, pentru cauze. Fratele Ilie va prezenta cauzele și apoi vom încheia timpul nostru de părtășie. Frați și surori, eu v-am spus, vă aduc aminte doar lucrul acesta, atunci când am început să ne uităm în cartea psalmilor, că psalmii, și acum mă refer la grupul acesta de 150 de capitole, da, 150 de psalmi, psalmii au un singur autor, dar mai mulți scriitori. Autorul cărții psalmilor este Dumnezeu, toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Și autorul psalmilor este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dar Dumnezeu a folosit mai mulți bărbați, da? oameni pe care i-a mandatat, i-a capacitat, i-a însuflețit prin Duhul Sfânt ca ei să prezinte, aș putea spune, experiențele lor care s-au transformat efectiv în cuvântul lui Dumnezeu care este de folos, să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire, astfel încât oamenii lui Dumnezeu, oricare ar fi ei, chiar iată și noi cei care suntem astăzi, 5 septembrie 2024 în Casa Domnului, să fim desăvârșiți, maturi și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Experiența lui David poate fi oricând de experiența noastră, să știți. David a fost un om deosebit, un om după inima lui Dumnezeu, dar a fost un om. Dacă vreți, mă pot opri atât. Și când spui un om, deja spui minusuri, plusuri, urcușuri, coborâșuri. Citeam acum, pregătindu-mă pentru Salmul 32, un comentariu care mie personal mi-a plăcut și i-am dat perfectă dreptate celui care aborda în felul acesta și spunea, David a fost unul din cei mai mari sfinți al lui Dumnezeu, dar David a fost unul și din cei mai mari păcătoși care au fost. Și interesant parcă extremele acestea de la cel mai mare sfânt sau unul din cei mai mari oameni ale Dumnezeu, Dumnezeu se laudă, dar mai mult David devine un etalon. Știți că toți ceilalți care descindeau efectiv din familia lui David erau comparați cu David, n-au umblat pe urmele tatălui sau David sau au umblat în căile tatălui sau David. David devine un reper pentru generațiile care vin. Și interesant. Când ne uităm la Salmul 32 și îl asociem și cu alte pasaje din scriptură, parcă avem așa rezerve, și pentru că avem tiparele noastre și modul de a aborda. Dar ne uităm la Salmul 32 și înțelegem că lucrurile stau într-un mod diferit. Un om deosebit al lui Dumnezeu, dar rămân la expresia aceasta, un om. Și când spui om, spui minusuri și spui plusuri. Autorul Salmului 32, ca și toți ceilalți, salm este Dumnezeu. Dar scriitorul este David. Și extrag lucrul acesta și e important să ne uităm și aici, vis-a-vis -vis de scriitor, nu doar din Psalmul 32, faptul că începe și spune un psalm al lui David, o cântare. Și uitați ce spune în Romani, în capitolul 4, e important să ne uităm și uitați-vă și la legătura pe care o face Vechiul și Noul Testament. Cât de ușor scritorii Noului Testament apelează la scripturile Vechiului Testament și fac această conexiune, fac această legătură între cărțile Vechiului Testament și scrierile Noului Testament. Și chiar dacă unii contestă scrierile Noului Testament și chiar dacă vin și spun că nu au aceeași valoare de scriptură, ca și cele ale Vechiului Testament. Ei, însă și faptul că scriitorii, cum e Pavel, cum e, eu știu, ceilalți apostoli, evangeliștii, vin la scripturile Vechiului Testament, le interpretează și le prezintă, aceasta pune, dacă vreți, un egal între ele. Și le aduce și le ridică la rang de cuvânt al lui Dumnezeu. În Romani, în capitolul 4, versetul 6, 7 și 8, ascultați ce spune aici Apostolul Pavel. Tot astfel și David, da? Deci e menționat clar și David. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Versetul 7. Ferice, zice el, de aceea ale căror fără de legi sunt iertate și a căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. De unde citează? De unde abordează Pavel din Psalmul 32? Dar el putea să vină direct și să spună, păi scrie în cartea psalmilor. Nu, el vine să întărească în felul acesta faptul că cel care a scris psalmul 32 este omul lui Dumnezeu, este David. Un alt lucru care cred că este important și trebuie să-l menționez înainte de dumneavoastră, înainte de a aborda câteva învățături din psalmul 32, este faptul că psalmul acesta face parte dintr-un grup aparte de psalm, cu o tematică aparte. Ne-ți vorbim de foarte multe ori și împărțim salmii în salmi mesianici. Ce sunt salmii mesianici? Salmi mesianici sunt salmi care sunt, dacă vreți, ca un fel de profeții vis-a-vis -vis de Hristos. Și vorbesc. Salmul 2 este salmul învierii. Salmul 16, tot salmul învierii. Salmul 40, salmul întrupării. Și sunt atâtea, atâtea salmi care sunt prezentați în cele 150, care fac parte din grupul acesta al psalmilor mesianici, salmi profetici, cu referință la Hristos, la Domnul Isus Hristos. Ei, psalmul 32 face parte din grupul psalmilor de penitență. Penitență sau căință sau pocăință. Și dacă veți analiza cu atenție cartea psalmelor, veți vedea că sunt șapte foarte interesante. Adică, dacă m-aș lega de cifra șapte, și mă leg de ea un pic, a spune că cifra șapte înseamnă de înseamnă că Dumnezeu așteaptă de la noi momentul în care venim cu căință înaintea Lui. Când venim cu pocăință înaintea Lui, cu penitență, are să folosesc expresia aceasta, trebuie să fie una de Adică Dumnezeu nu primește orice tip de pocăință. Da? Dumnezeu are nevoie de o pocăință sinceră, spune David aici, ferice de omul în duhul căruia nu este vicle, viclenie. Da? Poate că viclenie ar fi sinonim și cu șmecherie. Da? adică să încerci să uh, vii înaintea lui Dumnezeu, încercând să-L păcălești pe Dumnezeu, înaintea căruia totul este gol și descoperit. Cu Dumnezeu nu merge lucrul ăsta, frați și Asta ne mințim pe noi înșine. Dumnezeu este Dumnezeul care vede și înaintea Lui noi suntem transparenți. Dumnezeu vede absolut, uh, absolut totul. Și asta numai ca să fac așa o analogie legându-mă de cifra șapte. Șapte salmi de pesnitență, șapte salmi de căință. Cinci sunt scriși de David. Și doi au scritori necunoscuți. Care sunt salmile aceștia? Salmul 6, salmul 32, salmul 38, salmul 51, salmul 102, salmul 130 și salmul 143. Dacă vreți să-i citiți legații, să vedeți că există similitudine între ei, asemănări, se pot chiar construi, uitându-ne la ele și aducând i împreună, să construim o imagine a ceea ce înseamnă sinceritatea mărturisirii sau sinceritatea pocăinței înaintea lui Dumnezeu. Contextul în care este scris psalmul 32, ca și marea majoritatea a psalmilor de penitență, mai ales cei care, vă spuneam, sunt scriși de David și în psalm, este momentul în care David păcătuiește cu Batșeba. 2 Samuel, capitolul 11 și capitolul 12, puteți să vă uitați și atunci introduceți, vă rog, chiar dacă aici, de exemplu, când începe salmul 32, nu ni se spune, dar uitați-vă, vă rog frumos, și vreau să vă citesc de la salmul 51, introducerea salmul 51, fără a citi versetul 1, zice salmul 51 în felul următor. Către mai marele cântăreților, adică către dirijor, da? un psalm al lui David. Și acum spune, făcut când a venit la el prorocul Nathan, după ce intrase David la Batsheba. Imediat ne introduce în contextul în care psalmul acesta a fost scris. Și știți ce mi se pare interesant? De la tăinuirea prin care a trecut David timp de câțiva, aproape un an de zile, o să ne uităm la locul acesta, să încep să scriu salmi de mărturisire. S-a luptat aproape un an de zile să tacă, să nu zică absolut nimic, să ascundă toată, eu știu, nebunia, așa numește la omeat. La omea zice, știu toată nebunia mea. Toată nebunia, da? Interesant lucru. Și totuși, după aceea, vii și scrii cinci salmi de penitență ca să știm și noi, cei de astăzi, de situația prin care David a trecut. Și încă un lucru pe care aș vrea să îl menționez înaintea noastră și mi s-a părut iarăși foarte interesant. Salmul 32 l-am împărțit în patru părți principale. E o singură temă, dar analizată din patru puncte de vedere. Și ceea ce mi s-a părut interesant, spre deosebire de oricare al sal sau oricare alt pasaj din Scriptură. Mi-a aminte, cred că a trecut mai bine de un an, poate chiar doi ani de zile, când am ținut înaintea bisericii, într-o duminică dimineață, la o sărbătoare a cinei, un mesaj pe care l-am intitulat Sela. Din salmul 50 am predicat atunci. Sela, înseamnă oprire. Apare în paranteză, dacă vă uitați cu atenție, apare în paranteză și ceea ce mi s-a părut interesant la Salmul 32, spre deosebire de oricare alt pasaj din Scriptură, cuvântul Sela apare de trei ori. Mai apare în altă parte, de exemplu, dacă bine mă aduc aminte și nu greșesc, de 73 de ori în Scriptură apare expresia Sela, oprire, de 73 de ori, de 71 de ori apare în Cartea Psalmilor și de două ori apare în Cartea lui Habacuc. Dar și în Cartea lui Habacuc apare numai de două ori într-un capitol, nu apare de trei ori ca și în psalmul acesta. Și asta mi s-a părut foarte interesant și uitându-mă, mi-am dat seama că de fapt Sela nu face nimic altceva decât să delimiteze pasajele din psalmul din 32. 11 versete împărțite în patru teme diferite delimitate de expresia Sela. Cam ce înseamnă Sela acesta? Sela ar vrea să însemne, de fapt, un moment de reflexie. Un moment care zice în felul următor, fă o pauză și gândește-te liniștit la aceasta. Fă o pauză și gândește-te liniștit. Ajută-mă un pic, te rog frumos, Raul, punem versetul 4. Prima oară apare Sela aici. De la versetul 1 la versetul 4... Tema, vedeți aici scrie opride deja, de la versetul 1 la versetul 4, tema ar fi aceasta. Bucuria iertării în raport cu tăcerea în păcat. Ce mare diferență între bucuria obținută în iertare și tăcerea atunci când ai rămas acolo în stare de păcat. Al doilea cuvânt opride, a doua sela, e în versetul 5. Da? Un singur verset. Versetul 5 subliniază și spune mărturisire și iertare. Atât. Și cu alte cuvinte, nu există iertare fără mărturisire. N-aș vrea să ne îmbătăm cu apă rece. Nu, nu că Dumnezeu nu știe, nu că Dumnezeu nu poate. Dumnezeu stabilește principii. Dumnezeu stabilește reguli. Și el vine și spune foarte clar și am să încerc să argumentez înainte, înainte dumneavoastră. Apoi, versetul 6 și versetul 7, e un alt grupaj, iarăși oprire experiența personală pe care David a avut-o, transferată într-o învățătură pentru ceilalți. Și spune el aici în versetul 6, de aceea, orice om evlavios, de aceea, ca rezultat. Și versetul 7 se termină tot cu oprire, vedeți? De trei ori cuvântul oprire, care delimitează 11 versete și care scot în evidență patru teme Importante. De la 1 la 4, versetul 5, versetul 6 și 7 și de la versetul 8 la versetul 11. Frașiților, haideți să ne uităm să intrăm un pic în psalmul 32 și să încercăm să analizăm mesajul pe care îl transmite omului Dumnezeu David. Se pare că timp de un an de zile, așa sunt calculele făcute, timp de un an de zile, după păcatul pe care David l-a avut cu Baceba, David tace. Mai mult, David tace, David încearcă să-și ascundă toată situația aceasta toată, și se luptă de unul singur. Da? E o luptă, probabil că cel mai greu și de cele mai multe ori cea mai grea luptă este aceea pe care o ducem cu interiorul nostru. Atunci când știm un anumit lucru, când îl, îl ținem acolo, când ne frământăm cu el, când ne luptăm cu lucrul acela, starea lui, și aici este foarte interesant, în momentul acela de tăcere, în momentul acela de tăinuire, starea lui a ajuns deplorabilă. Imaginați-vă un om al lui Dumnezeu, un om deosebit, încă era pe tronul lui Israel, un om la care Dumnezeu se uita și face din el un principiu mai târziu, face un punct de reper mai târziu. Omul acesta ajunge într-o stare cu totul și cu totul degradabilă din punct de vedere și fizic și spiritual. Vă citesc câteva versete. Versetul 3, psalmul 32, zice așa, câtă vreme am tăcut mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate Psalmul 6 vă spuneam că și el este tot un psalm de penitență Psalmul 6 versetul 2 și versetul 6 versetul 2 Ai milă Doamne ai milă de mine Doamne căci mă ofilesc vindecă-mă Doamne căci îmi tremură oasele Încercați să vă imaginați cam prin ce stare trecea omul acesta în tăcerea lui? Versetul 6. Nu mai pot gemând în fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Asta este imaginea pe care David o prezintă despre sine în toată perioada tăcerii. Aș mai adăuga încă un verset, salmul 38 versetul 3, 38 cu 3. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu. V-am prezentat toate aceste versete, tocmai ca să înțelegem și probabil ca uitându-ne la reacția lui David, ferice de omul cu fără de legea iertată și ferice de omul cu păcatul acoperit. Pentru că timp de un an de zile el n-a gustat fericirea aceasta. Timp de un an de zile a fost frământare, luptă cu el însuși, până când a reușit efectiv să înțeleagă că nu asta este starea care trebuie să-l caracterizeze, ci starea care trebuie să îl caracterizeze este aceea de eliberare de toată starea aceasta prin care trece. Pavi vorbește mult și revin aici la psalmul 38, versetul 3, zice în urma păcatului meu. Frați și sororoc, cât de mult am încercat să-i spunem, păcatul este păcat. Da? Mai nou acum, pentru că trăim într-o perioadă în care oamenii nu se mai tem de Dumnezeu, păcatul nu-i mai păcat, păcatul vine, se justifică întotdeauna, sunt argumente, ba mai mult ajungem poate să-l facem așa un fel de păcățel, ceva nu, inofensiv, nu. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, păcatul e păcat. Și vreau să vă uitați să vedeți, uitați-vă vă rog și la pasajul din 2 Samuel, în 2 Samuel este o afirmație extraordinară, în 2 Samuel 11 cu 27, vă rog, uitați-vă la 11 cu 27, ultima parte zice, fapta lui David n-a plăcut Domnului. Vă rog, rețineți. Un om care până aici a fost apreciat, un om care până aici a fost lăudat, un om care până aici a fost efectiv prezentat de Dumnezeu ca uh, fiind unul cu totul și cu totul deosebit. Dintr-o dată Dumnezeu își manifestă starea și vine și spune fapta lui David, n-a plăcut lui Dumnezeu. Și e doar momentul păcătuirii, nu e momentul tăinuirii. Pentru că zice Domnul după aceea l-a trimis pe Natan și Natan a venit la el și abia în capitolul 12 avem momentul de mărturisire, momentul de penitență, de pocăință sinceră a lui David. M-am uitat la progresia păcatului, la succesiune. Zice, întâi a fost poftă, după poftă a fost adulter, după adulter a fost ipocrizie, după procrizia a fost manipulare, abuz de putere. Și după abuz de putere a fost crimă. Frați și să știți că nimeni nu începe, îi spuneam la cineva legat de băutură, nimeni nu începe să bea o ladă. Întotdeauna când începe, încep de la un pahar. Și încet, încet de la pahar ajunge la sticlă, de la sticlă ajunge la două sticle, de la două sticle ajunge la ladă. Pentru că totdeauna se începe de la un moment și se, eu știu, totul se accelerează și apoi crește progresiv, tot crește. E ca un fel de bulgărul acela de zăpadă, care odată plecat la... Da? Când pleacă, pleacă un bulgăr și când ajunge jos, ia efectiv de el, ba, poate să creeze, poate chiar de mici foarte mare. În primul rând a fost poftă, apoi a fost adulter, ipocrizie. M-am uitat, citind 2 Samuel, capitolul 11, vine Urie, soțul lui Bașeba, vine și foarte interesant, versetul 7, 2 Samuel 11 cu 7. Urie a venit la David și ascultați-l pe David. David exact asta l-interesa, că în mintea lui era ce să facă și cum să rezolve problema. Zice, David l-a întrebat de starea lui Ioab. Ioab era generalul, de, ministrul de război al lui David. Despre starea poporului și despre mersul războiului. Imaginați-vă pe David în ipocrizia lui, stând de vorbă cu urie și spune: Cum e războiul? Cum merge mă urie? Totul e bine, totul e frumos. Și-a luat masca aceea de ipocrit, ipocrizie, falsitate. Și pas cu pas, David coboară și ajunge efectiv în starea aceasta în care se frământă, se macină, oasele lui se topesc, zice aici. Starea de păcat. Probabil că dacă am conștientiza cât de grav este păcatul, ne-am ferit mult mai mult de păcat. Mult mai mult. Și am, n-am -am, cochetat cu el, că aici a fost problema lui David. Interesant și nici măcar nu era tânăr, că dacă ai fi, ar fi fost undeva la 30-40 de ani, i-ai fi dat circunstanțe antenuate. Se pare că în momentul în care David ajunge să păcătuiască, era undeva la aproape 60 de ani. Și mai în vârstă, probabil. O situație foarte interesantă. Ei, el folosește în psalmul 32 doi termeni care definesc păcatul din viața lui. Doi termeni. În primul rând este termenul din versetul 2, partea prima a versetului 2, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Primul mod în care își definește păcatul, da? de deci se uită la viața lui și spune, eu am păcătuit, dar nu vine și spune, am făcut un păcat îl și definește deja. Și vine și spune, păcatul meu e nelegiuire. Știți ce înseamnă nelegiuire? Nelegiuire înseamnă faptă cont care contravine legilor morale. Crimă. Da? Deci David efectiv recunoaște starea lui de păcat. Și apoi, al doilea termen, e în primul verset, prima parte a primului verset, ferice de cel cu fără de legea iertată. Fără de legea. Fără de legea, da, seamănă, e, am zice noi că e sinonim cu nelegiuirea. Frați și surori, fără de legea este răzvrătire fățișă sau păcat făcut într-un mod deliberat, nu accidental. Spune tot David la mea, Doamne, iartă-mi păcatele care le-am făcut în neștiință. Există păcate în neștiință, da? Astea sunt păcate accidentale, dar interesant că păcatul pe care David îl face aici și îl mărturisește, vine și spune, nu, nu vine să-l cosmetizeze, nu vine să încerce să-l justifice. El vine și spune, pe de o parte e nelegiuire și pe de altă parte e fără de lege. Și fără de lege înseamnă păcat făcut în mod deliberat. Folosesc un joc de cuvinte. A păcătuit știind că păcătuiește. Îmi permite jocul ăsta de cuvinte, da? A păcătuit știind. Că păcătuiește. Și totuși a păcătuit. Și totuși a păcătuit. Vă spuneam că m-am uitat în paralel la, la psalm. Vă citesc din psalmul 38, versetul 4 și versetul 5. Căci fără de legile mele, adică păcatul făcut în mod deliberat, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu, ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miros greu și sunt pline de coptură și acum ascultați, mi-a plăcut, în urma nebuniei mele. Foarte interesant. În urma nebuniei mele. Psalmul 51, versetul 3. O să ajungem și la 38 și, și la 51, le vom analiza și atunci le vom întoarce probabil la salmul 32 și le vom privi împreună. Salmul 51 cu versetul 3, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat, adică în permanență, înaintea, înaintea mea. Frați și surori, asta este, dacă vreți, imaginea, starea pe care o descrie David. El conștientizează și scrie și în psalmul 51 lucrul acesta, în versetul 4, împotriva ta, pentru că păcatul este un afront la adresa lui Dumnezeu, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta David a conștientizat toate lucrurile acestea timp de un an de zile le frământa le măcina, le întorcea pe toate părțile dar, dar se va rezolva cumva, efectiv de unde vine totuși schimbarea aceasta și este în versetul 4 o afirmație foarte interesantă iarăși și spune în versetul 4 un fel următor salmul 32 cu 4 căci zi și noapte întotdeauna când găsiți în scriptură expresia zi și noapte, fără articulat nu ziua și noaptea. Dacă Scriptura ar folosi expresia ziua și noaptea articulat, atunci ar fi secvențe de timp din zi și noapte. Ziua și noaptea. Nu, când zice Biblia ziua și noaptea, cugete la legea Domnului zi și noapte, când uh, cartea aceasta legii să nu se cugetă asupra zi și noapte, expresia zi și noapte subliniază o permanență, adică continuitate. Cu alte cuvinte zine și spune, zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Foarte interesantă afirmație. E o afirmație, teologii numesc afirmațiile de genul acesta, mâna, ochiul, urechea, fața, piciorul și așa mai departe, le numesc reprezentări antropomorfe ale lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că oamenii au încercat să-și le explice pe Dumnezeu prin atributele cu care ei erau familiarizați. Când vorbește de urechea lui Dumnezeu, Dumnezeu ascultă, când vorbește de ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu supraveghează, când vorbește de ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu se uită cu atenție, când vorbește de, eu știu, de inima lui Dumnezeu, sensibilitatea lui Dumnezeu, să nu uităm că Dumnezeu este Duh. Și un Duh este imaterial. Înseamnă că din punct de vedere fizic nu are nici ureche, nici ochi, nu are nimic din ceea ce noi descriem aici. Dar pentru ca să-L înțelegem pe Dumnezeu, ca să vină aproape de noi, ca să putem să interacționăm poate mai ușor cu Dumnezeul nevăzut, Scriptura nu ne îl prezintă în termenii aceștia umani. Mâna ta a apăsa asupra mea zi și noapte. Ce înseamnă mâna lui Dumnezeu în contextul acesta? Dacă ne-am uitat într-un alt context, mâna înseamnă uneori protecție. Da? În alt context, mâna înseamnă călăuzire, izbăvire, nu le spune Dumnezeu de atâtea ore evreilor, cu mână tare v-am scos. Da? Să-i Binecuvântare. Și-a pus mâinile și a binecuvântat și așa mai departe. Mâna din mâna mea nu vă poate smulge nimeni. Expresia mână în contexte diferite, capătă nuanțe diferite, sensuri diferite. Ei, în contextul acesta nu e vorba nici de protecție. În contextul acesta nu e vorba. Pun ghilimele nici de binecuvântare, deși de aici vine binecuvântarea, din mâna aceasta care a În contextul acesta e cu totul și cu totul în alt sens. Frați și aici sensul cuvântului mână are mai degrabă nuanța sau înțelesul de conștiința pe care tu ai pus-o în mine. Știți ce îmi place la David? A păcătuit știind că păcătuiește, dar încă a avut o conștiință care îl mustra. Încă a avut o conștiință care îl măcina. Încă a avut o conștiință pentru că avea standardele lui Dumnezeu și a zis, wow, am făcut ce nu trebuie să fac. Dar de unde știu, David, că ai făcut ce nu trebuie? Pentru că Dumnezeu mi-a zis să nu poftești, să nu ucizi, să nu curvești. Și eu toate acestea le-am făcut. Adică eu am standardul, da? am măsura, dar am ignorat-o, n-am mai ținut cont de ea. Dar măsura a rămas, Conștiința era aceea care îl acuza în continuare. Frați și surori, dragii mei, e atât de important să căutăm, chiar dacă sunt anumite situații, conștiința aceea care ne acuză. Conștiința, am privit-o întotdeauna ca un fel de avocat al lui Dumnezeu, pus de Dumnezeu în viața noastră. Avocatul lui Dumnezeu pentru noi. Conștiința este aceea care fie condamnă, fie aprobă. Dar conștiința se raportează întotdeauna la un standard. Are ceva la care se raportează. La valorile pe care, eu știu, o comunitate le îmbrățișează, o familie le îmbrățișează. Și automat, dacă nu te-ai conformat standardului respectiv, deja de acolo poate să apară problema. Ascultați ce zice Romani, capitolul 2 despre conștiință. Roman, capitolul 2, versetul 14 și 15 și conștiința la un moment dat în istoria aceasta omenirii va fi un criteriu de judecată, să știți. Pentru că ne-a pus de multe ori întrebarea: Ce se întâmplă cu cei care n-au auzit Evanghelia? Și totuși mor. Ce se întâmplă cu cei care n-au avut legea lui Dumnezeu ca și standard? Pentru că Dumnezeu îi mântuie pe oameni prin respectarea legii, dar nimeni n-a respectat legea. Prin propovăduirea Evangheliei, prin credință în Evanghelie. Bun, dar cel care n-a auzit Evanghelia, ce se întâmplă cu el? Dumnezeu are, are, soluție pentru toate. Ascultați! Când neamurile, adică cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, măcar că n-au lege, adică n-au un tipar, n-au un standard, fac din fire lucrurile legii, vedeți, apoi apare lege cu lămic și apoi lege cu mare. Când apare lege cu lămare, e vorba de decalog, de cele 10 porunci. Să pate în conștiința fiecărui om. Sunt oameni, da, care știu, deși poate n-au auzit niciodată, că a fura este păcat, a minți este păcat, nu e bine. Chiar dacă n-au avut niciodată contact, să zic așa, cu legea divină, dar în ei există efectiv săpat de Dumnezeu, gândul acesta. Când neamurile, oamenii fără Dumnezeu, Măcar că n-au legene, fac din fire, adică din ei înșiși lucrurile legii. Prin aceasta, ei care n-au o lege, îs sunt singur lege. Și acum, versetul 15. Și ei dovedesc că lucrarea legii, da, legea avea un mod de acțiune, este scrisă în inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta a legii mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între, între ele. Iată cât de important este cugetul. Iată cât de important este, mărturisesc, spune Apostolul Pavel, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Iată cât de important este cugetul. David vine și spune, zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Eram, cugetul mă condamna. Eram măcinat din punctul acesta de vedere. Psalmul 38, versetul 2. Salmul 38 cu 2. Că săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. Am să mă opresc aici. Mă uit la timp și vreau să fim rezonabili în, în, explicarea psalmului și nici prea multă informație deodată nu ne va ajuta să și înmagazinăm. Dar vreau să închei cu ideea aceasta. Câtă vreme am tăcut, mă chinuiam, oasele mi se topiau, mâna ta apăsa, conștiința mă condamna, de aceea am înțeles că soluția nu este să tac. Soluția este să rezolv. Soluția este să vorbesc. Soluția este să mă descarc, pentru că la urma urmei vom vedea, în mărturisire înseamnă și descărcare, înseamnă și eliberare. Dar Dumnezeu în dragostea Lui, și asta îmi place, în modul în care Dumnezeu lucrează, o, oh, cât de mare e bunătatea Lui, să știți, pentru cei ce se tem totuși de El. David a rămas un om care se teme de Dumnezeu. Cât de mare e bunătatea aceasta? Dumnezeu, în dragostea lui, continuă să ne disciplineze. Nu ne abandonează. Să știți că Dumnezeu nu este ca și noi. În momentul în care cineva dintre noi poate are un scăzământ, un eșec în viață, i-am pus etichetă. Și s-ar putea și dacă se schimbă să rămâne tot cu eticheta, că ăștia suntem noi. Dumnezeu privește lucrurile altfel. Dumnezeu e Dumnezeu și îl slăvesc pentru aceasta. Dumnezeu ne ordonează, ne disciplinează, spune în Evrei în Evrei, în capitolul 12. Fiule, nu disprez... versetul 5, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului, nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Domnul pedepsește pe cine iubește, bate cu noi pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa lui Dumnezeu, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Versetul 10, partea a doua, Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și acum aici încadrezi și Salmul 32, în versetul 11. Este adevărat. Orice pe deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Oasele se topiau. Zi și noapte plângeam, mă chinuiam, mâna ta apăsa asupra mea. Orice pe pare o pricină de întristare, nu de bucurie. Punct și virgulă. Dar mai pe urmă. La final. David strălucește între Sfinții lui Dumnezeu, în ciuda păcatului acestuia. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școală, prin școala aceasta, roada dătătoare de pace a neprihănirii. Măriți să fie numele Domnului! Ne-am uitat doar la prima parte, din Psalmul 32, și anume la partea care spune că bucuria iertării este mult mai mare decât tăcerea în păcat. De aceea e atât de important lucrul acesta și cu ajutorul Domnului, într-un mesaj viitor, aș vrea să ne uităm la doar mărturisirea păcatelor aduce iertarea de păcate. Amin!